Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de pariuri pe CSGO Strong. Haideți să ne mai puțin la ruletă. Problema e că nu mă pricep mai deloc la ruletă, dar tot încerc și nu reușesc. Așa că haideți să începem cu 5 dolari, iar eu zic că va urma niște roșață. Bag așa direct, nu mă interesează, bag pe roșață și vedem ce iese. Aveți în descriere un cod, un link. Dacă intrați pe el, veți primi niște credite gratuite. În caz că vreți. Ok, nici eu nu știu ce zic. În caz că vreți să vă încercați un cu gratis. Ok. 10 dolari. De fapt, 5 profit. Dar e ok. Um, bun, 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 bun. Urmează negru. Chiar nu știu. Așa că, ia să vedem ce bagă băieții? The Bad Sniper. Ăsta a băgat 24 de dolari pe negru. Deci omul trebuie să știe ce face. Băgăm și noi 5 dolari pe negru. Hai să-i dăm drumul. Vă spun că nu se pariază așa. Adică nu bagi după alții. Ca au băgat ei mult. Asta nu înseamnă că va câștiga. Sau că vor câștiga dacă vrem să vorbim corect românește. Și... la limită. Ok. Ok. Ne-am întors de unde am plecat. Vreau să dublez și să bag 10 dolari. Eu bag 10 dolari pe roșu, bum, bada bing, da bum, te rog să nu fii verde și să pierd tot, te rog, atât, atât. Dacă luăm pe asta băgăm pe verde după aia așa de noroc și vedeți ce bine se vede green screen -ul? acum se vede green screen perfect, nu se vede verde pe lângă capul meu deloc. Și asta este pentru că e afară, chiar am, chiar am nevoie de niște draperii la camera asta să nu mai intre lumina deloc, ca să pot să fac green screen-ul ca roșoața de dimineață, cum îi spuneam eu cândva. Așa că vom da un pussy bet, cum zice Marius, cu un dolar. Hai, 2 dolari pe verde. Pentru că nu prea cred că voi câștiga pe verde. Dar hai să băgăm așa la, la mișto. La, la cașto, cum se zice. Păi îl cheamă prosta. Go green in 2. Ok. Eu go green acum. Mă goesc green. Hai să fie green, că n-a mai fost de mult. Zic și eu, nu știu. Ia uite, avem fetița aici pe green. Da, pe a trecut din prima de verde. Nu mai verde, rip. Rip bani, rip. Ok, hai să băgăm atunci. O, bune, bune. 5 sute, adică 5 dolari. Vom băga pe... Ok, aici problema e că nu știu, așa că voi apela la audiență. Pe roșața de dimineață băgăm. Ok, hai să vedem. Am băgat iarăși cu The Bad Sniper. E Green. Mamă, dacă vine acum verde fix bă, ce am băgat eu. Nu-mi place așa. Please, no green. Ok, perfect, roșața. Uuuh. Frumos, frumos, frumos. Ok. Băi, lucrurile merg perfect, așa că de ce să nu dăm un ori 2, 10 dolari pe roșu? Bada bing, bada bum, hai să facem bănuții. 1800 de oameni, deci e amuzant cum Valvareta, Adică ăia de la Valve au zis că închid site-urile de pariuri și ăsta are 1800 de oameni, adică e foarte popular website-ul. Rup, rup ăștia în două. N-a închis Valve, arăta nimic. Bine, am închis alte site-uri, dar nu asta. Sau nu. Ăsta. Bun! We are going with the train. Suntem în trenuleț, băieți. La momentul de față, mai băgăm 5 dolari pe roșu. Pentru că suntem în tren Chuchu motherfuckers. Da, cred că va fi negru acum, Da, e ok. Noi tot mergem cu trenul, mergem în trenul roșu. Ok. Green, Ia la zice mereu green? Nu. Someone help predict. Fac eu predict dacă vrei să știi. Urmează roșiața, pentru că suntem în tren. Ok, s-a oprit trenul din păcate. Ok, aici va fi puțin cam riscant, adică chiar nu știu ce urmează. E posibil să fie iar roșu sau e posibil să fie negru? Hai să vedem cam cum bagă băieții. Sau posibil să fie verde și să ne ia toți banii. Așa că de ce să nu riscăm cu 10 dolari pe... Instinctul meu și inima mea zice că e roșu. Roșu ca sângele. Roșu ca vinul, ca ce mai e roșu? Bravo, bu băiatule, bu. Bravo, bu. Bravo, ok. Pac, băgăm iar pe roșu. Ham, ham, ham. Asta e loading, 99%. Chipa rapa. Ok. Aha. Pazuzu. Înțeleg, ok, ce nume au și ăștia. oziboi, Boy. CSGO, nu știu ce. Funny Dog. Cum ai spui numele Funny Dog? Ce naiba nume e Funny Dog? Serios? Aaaa... Pui uh, ne -e bun, chiar e roșu, așa că vom dubla pe negru. Bada bing, bada bum, 10 dolari și nici măcar n-am început bine. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Negreața, păi uite cât de perfect se vede green screen, e perfect. Chiar nu trebuie niște draperii să se facă în tunelic când mă duceam la Intercontinental, la București, când am fost la Dreamhack, aveau aia niște draperii, bă, le trăgeai, bum, era noapte. M-am trezit dimineața la Intercontinental și credeam că e noapte, dar de fapt era soare afară. Dar era prea întuneric. Negreața? Ah, nu, 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 de astea. Tot roșu. Băi, ești nebun. Și nu-mi zica cu vine negru. Am e cam frică să bag acum, deci voi da un pusibed de la urât. Și voi zice că merge tot roșu pentru că mergem pe roșață. Adică băgăm 2 dolari jumate. Jumătate. Pe roșu pentru că nu prea vreau așa să risc. Și după aia băgăm un betă la mare și urât. Hai să vedem ce urmează totuși. Explodează bomba aici C4. Voi vedeți banii, vedeți... E negru, bă, băiatule. Da, mă așteptam să fie negru, da e ok. De. Da. Ok, atunci hai să băgăm 20 de dolari așa, paf, la foc rapid. Dar ce să fie, negru sau roșu? Eu zic că va fi negru pentru că a fost prea mult roșu. Boom, 20 de dolari pe negru. Let's fucking go. Hai mă, să fie negreața. Negreața de noapte, negreața de ce a băgat la 31 de dolari. Oh my god. Ok, am sigur că îmi face asta site-ul. Momentul în care bag mai mult, ja, mars la funduleț, așa că vom băga 5 dolari pe verde în speranța că va fi double. Și site-ul, uite așa, a luat toți banii de pe roșu și negru. Ok, hai să vedem. 5 secundele, trebuie să iasă ceva bine, nu? Deci, poate iese un double green cu mare noroc. Nu știu. Luăm și noi un 5x14 și este roșiața. Ok, atunci ne pregătim încă un bed mare. 20 de dolari. Pe ce băgăm 20 de dolari, întrebare Vreau să bag pe roșu, pe negru. Uh, cred că voi băga pe negru. Mm -hmm. Nu știu ce să zic, văd că lumea bagă pe negru, așa că voi băga și eu pe negru. Boom, let's fucking go. Hai să mergem. 57.000 Deci sunt 500 de dolari pe negru, 700 de pe negru. Damn, este... No fucking way. Ok, un pussy la ăla rău de tot. Spoody. Ok, A pe ăsta trebuie să-l câștigăm. Deci eu zic, mamă, dacă e negru acolo o să mă oftic rău de tot. Să fie negru sau roșu. Oh my god, fii atent că bag pe negru, bag pe roșu și e negru. God fucking damn it. Te rog să nu fii negru. Nu vreau să mă uit, nu vreau să mă uit, nu vreau să mă uit. Yes, ok. Bun, ne-am întors de unde am plecat, n-am rezolvat nimic, dar măcar ne-am luat bănuții înapoi. Po. Bă un 10 dolarei pe negru trebuie să fie negru ești nebun ești bun? Chiparapa. rapa trebuie să fie negreață, altfel nu știu ok hai să vedem e sau nu negru moderator pe chat este negru Bam, 175, bum, dublăm, bum, e roșu și am încheiat episodul și am lăsat toată vrăja la 20 de dolari pe roșu din start, bum, hai, să vină roșața. Totuși s-ar putea să fie negru pentru că a fost numai roșu, dar e ok, hai să vină roșața. 800 mor, tu dragon lor. Joacă mă, ăștia aici ești nebun, el scoate dragon lor. Felix Tofel, hai o Felix să câștigăm împreună precenii God damn it. Ok, nu, nu vă faceți griji, prieteni. Era normal să fie negru, acum va fi roșu. Sa să fie iar negru. Mm -mm. X suflet m-a asta. S-ar putea să fie un val de la de negre. Oh, God. Uuuu. Bine, bă, Ok, vom încheia aici episodul. Am luat frumos, am ieșit pe plus. Ce vrei mai mult de atât? Dacă mă mai joc aici, o să pierd toți banii ca de obicei. Deci, eu cu drumul cu geometrii, deci. Voi încheia episodul aici. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa.